aduna bani. Adună-te cu oameni buni, spunea Nicolae Gogol, clasic al literaturii ruse. Așa am și făcut. La data de 18 iunie, în cadrul serviciului modern de bibliotecă Istoria de lângă noi, ne-am adunat cu oameni buni, la o întâlnire de suflet cu fostul președinte al gospodăriei agricole, Bidisiat Let Aptebrean, Ion Dubangiu. A fost o activitate care a avut ca scop cunoașterea și promovarea istoriei locale prin personalitățile ei și care este la două ediții, prima fiind lansarea de carte a consăteanului nostru, Boris Mihăilă. Întâlnirea, un destin deosebit, o activitate fructoasă, l-a avut ca protagonist pe Ion Dubangiu, un om de omenie, un om cu suflet mare, un om de oricum secădenie aparte, un om care a dus gospodăria pe care a condus-o la nivel de milionar și care a primit o serie de ordine și medalii, printre care medalia de aur, ordinul învingător al întrecerii socialiste, eminent al protecției civile și altele. În mulțime de diplome ce vădesc faptul că a muncit cu drag și dăruire pe parcursul întregii sale vechi. Pentru mânăstarea oamenilor de la țară, este unul din președinți care a construit o gamă largă de obiecte de menire socială. Drumuri locale, prigăzi, complexul de lapte marfă, stadion și altele. A plantat hectare de vii și livezi, enumerându-le pe toate, gândul te duce la zicala românească, unde punea dumnealui mâna, acolo și Dumnezeu punea mila. Pe parcurs, cu sufletire, ne-a relatat despre copilăria sa afectată de război, despre șoturile sale care au avut priză la copii. Apoi am discutat despre anii de școală, anii frumoși de care cu dragoste își amintea. Dumnealui a fost unul din cei 14 absolvenți a primei promoții, 1954, a școlii numărul 2 din Cetire, care l-a avut ca dirigente pe maestru Vasile Vasilache, originar din Unțești. Cu momente lirice au intervenit copiii de la gimnaziu și formația folclorică Ciutru, care au încântat cu cântece și poezii scrise de concetățenii noștri Constantin Alcaz și Vasile Lupu. La activitate a fost prezent secretara primăriei Galina Andriucă, directorul gimnaziului Ion Gorincioi, fica Lilia și ginerile Valeriu Mihalache, prietenul din tinerețe Ion Botezatu, vecinii care au adus drept stimă și respect cuvinte de recunoștință și buchete de flori. A fost întâlnit cu pâine și sare de către organizatorii evenimentului, biblioteca publică împreună cu partenerii, primăria și gimnaziul Cetire, în persoana profesoarei de istorie Mihaela Probe. La final, domnul Dubangiu a primit din partea primăriei o diplomă pentru merite deosebite în dezvoltarea social-economică a comunității, activitate fructoasă și calități excepționale în arta de a fi om. Astfel, mulțumind protagonistului și dorindu-i numai bine, ani frumoși și sănătoși, bibliotecarul a venit cu un îndemn pentru cei prezenți de a prețui ceea ce au în preajmă, iar rugând să aplece urechea la spusele și povești de viață a celor din jur, pentru a prinde și a învăța din ele lucruri frumoase.